Ovidiu Lemeș, viceprimarul Sighetului, a trecut aseară pe la unul dintre corturile amenajate în cadrul proiectului USL Are Grijă de Sănătatea Ta. Edilul local s-a lăsat pe mâna asistentelor pentru a-i măsura tensiunea arterială și pentru a afla care este valoarea glicemiei. Rezultatele analizelor s-au încadrat în parametrii normali. Tensiunea 120/60, iar glicemia 68. Ovidiu Lemeș a glumit ușor pe seama acestor teste, spunând că este o dovadă în plus că este apt pentru a candida la alegerile locale din luna iunie și pentru a fi un primar bun pentru sigheteni. Dincolo de aceste remarci spirituale, edilul a privit cu maximă seriozitate această inițiativă care vine în sprijinul comunității, oferind sighetenilor consultații gratuite. Pe parcursul celor 12 zile, sighetenii vor beneficia de măsurarea tensiunii și a glicemiei, iar cei cărora li se vor constata valori în afara parametrilor normali vor fi îndrumați spre cabinetele medicale. Campania a început doar de 2 zile, dar cadrele medicale au sesizat deja câteva cazuri ale unor pacienți care au înregistrat valori crescute ale glicemiei. Aceștia au fost îndrumați spre medicii de familie și apoi vor beneficia de o consultație la un medic specialist. Pornind de la aceste aspecte legate de starea de sănătate fizică a sighetenilor, viceprimarul a adus în discuție și unele aspecte sesizate în cadrul campaniei de consultare publică Construim împreună Sighetul de mâine, probleme pe care le-au semnalat sighetenii și la care va propune soluții concrete pe care le va prezenta în programul politic de campanie în cursul săptămânii viitoare.